La realitatea zilei, doamna Ana Bircea, al Partidul Social Democrat, domnul Ioan Ghișe, senator PNL, domnul Aurelian Pavelescu, PNCCD, domnul Costin Georgescu, fost director al Serviciului Român de Informații, domnul Adrian Moraru, director adjunct la Institutul pentru Politici Publice. I-a fost dat președintelui României să ne anunțe conținutul scrisorii de intenție cu fondul monetar. Ar fi pe următoarele coordonate: veniturile bugetarilor scad cu 25%, pensiile cu 15%, ajutoare de șomaj cu 15%, nu se majorează TVA și nici cota unică. A vorbit președintele despre faptul că a existat în discuție și scenariul majorării TVA și al cotei unice, era așa zisul scenariu de neîncredere în guvern, s-a adoptat această variantă de încredere în sensul că guvernul face restructurare. Bun, i-a fost dat președintelui să facă acest anunț și nu premierului, cel care trebuie să pună în aplicare toate aceste chestiuni. Nu mai are România guvern? Doamna Bircea. În primul rând, domnul Dănătrescu, ce am asistat zilele acestea, am asistat la o manipulare, cum rar îți vine să crezi că poate să se întâmple. Iar acum domnul Băsescu a ieșit nu numai în purtătorul de cuvânt perfect al guvernului, dar și în salvatorul națiunii, găsind țapii ispășitori unde? În pensionari, în profesori și în medici. Deci, ce poți să comentezi la așa ceva? A introdus panică că o să majoreze TVA-ul și cota unică, lucru care era inacceptabil, pentru că în perioada de criză nu ai cum să majorezi fiscalitatea. Este o măsură irațională, pentru că îți scădea automat consumul, da? Și acum a venit cu această soluție salvatoare în care ce să scazi la o pensie de câteva milioane, încă 15%, poate că pentru clientela politică a PDL-ului 15% nu înseamnă foarte mult, dar pentru o pensie amărâtă 15% înseamnă enorm de mult. Pentru un profesor care are un salariu de 8 milioane, dacă îi mai tai 25%, înseamnă foarte mult. Și așa nu avem atât de mulți profesori calificați care să mai dorească să rămână în sistem, ca să nu mai discutăm și de medici. Că pleacă din capete din țară. Anunțul a fost făcut de președinte. Iertați-mă, un pensionar care se uită la televizor și care a votat pentru că i s-a spus că totul va fi excepțional pentru el, când vede că din pensia de 700 mai scade 15% după ce prin Parlament era vorba că îi se majorează pensiile, chiar la legea asta unică a pensiilor s-a spus, domnule, nu scad pensiile. Dar nu scad, dar chiar nu scad. Asta este o altă discuție. Toată clasa politică este ipocrită. Nimeni, și de-aia am ajuns aici, pentru că nu am luat măsuri în timp. Toți am, și cred că cumva Costin Georgescu avea dreptate, cred că domnul Boc a fost frică să iasă cu aceste lucruri. Sau eu mai am și o altă ipoteză. Eu cred că mulți din oameni din acest guvern nu vor să facă aceste măsuri. Amintiți-vă ce tarantel a fost când s-a făcut acea numărătoare cu câte posturi se scad acum câteva luni de zile, când de fapt s-a ajuns la concluzia mai mult de un an, nu s-a dat nimeni afară. Și nu s-a restructurat nimic, nu s-a dat nimeni afară. Dar știți câți au fost angajați din 2009? Deci nu vreți să scadă, nu vreți să crească taxele în sectorul public, nu vreți să scadă salariile în domeniul privat. De unde vreți să luăm bani? S-a spus, dar de ce la toți bugetarii? De ce nu la, de ce să spunem scădem la toți? Pentru că criza trebuie să o resimțim cu toții, doamne. Da, nu, aș vrea să o resimt întâi cei 26.000 de angajați în sectorul bugetar, care au fost angajați din 2009 până în prezent. Șoferi, consilieri, pila lui nu știu cui, pila lui mai nu știu cui. Și după aceea vorbim de scăderea reală a cheltuielilor bugetare. Păi cum e să trăiți bine cu 15% pensii reduse, cu 15% ajutor de șomaj redus, oricum cu ajutorul de șomaj nu prea trăiești bine nicăieri, și cu salarii ale bugetarilor diminuate sau cu bugetari concediați sau cu amândouă, că se poate orice în limita asta a reducerii cu 25% a fondurilor de salarii. Doamna Bircea. Deci am spus, nu sunt de acord ca acest procentaj să fie pentru toți bugetarii. Nu sunteți de acord, dar nu se poate pe ochi albaștri sau pe ochi maro. Pe competență, domnul Dumitrescu, pe competență reală. Cei care au fost... Doar pe 10 angajați să le scădem salariul, sau cum? Păi nu, deci eu nu mă hazardez să scot din burtă cifre, da? Că a mai fost un ministru la educație care a spus 15.000. După aceea, când a fost întrebat, dar de unde ai luat 15.000? Nu, e 14.900. Deci, dacă vrem să fim serioși, în primul rând să fie dați afară cei care au fost angajați în ultima perioadă, acei 26.000, să mi se justifice pe ce criterii au fost angajați și pe ce posturi. Nu e nicio justificare. Și după aceea, dacă într-adevăr vrem să facem
și să trecem cu toții peste această criză care este reală, să strângem cureaua cu toții, dar pe baza competenței. Eu v-am arătat de unde a început, pentru că acum... Și de ce domnul Băsescu vorbește acum ca și cum e pentru prima dată președinte, ca e prima zi de președinție, nu înțeleg. De ce domnul Băsescu nu a venit și a spus, domnul Boc, premierul meu, pe care eu l-am dar de ce domnul Geoană Țopăian în seara alegerilor ca și când ar fi câștigat și n-ar câștiga? Din același motiv. Probabil. De ce nu spune, domnule, dar ai măsluit acele cifre? Pentru că de-aia este supărat IMF-ul acum. Că domnul Cristian Tudor Popescu spunea foarte bine la început. E vorba de încredere aici. Și în aceste momente, iertați-mă, dar avem nevoie de oameni profesioniști, responsabili și nu păpușari politici. Ori cu tot respectul, domnul Băsescu nu are nici căderea morală, nici autoritatea profesională să vină și să dea lecții acum cum se fac și achizițiile publice. Că vă dau exemple cu nemiluita, unde și cum se duc acești bani cu dedicație specială. Și în loc să tăiem banii de la pensionari, poate că o să combatem acea contrabandă și din țigări și din o grămadă de alte domenii, combatem evaziunea fiscală și colectăm o mai bună colectare la venituri. Și din felul ăsta aducem 3% la PIB.